Nu se mai opresc fenomenele stranii de la Galați. După sute de cutremure din adâncul pământului, iese apă fierbinte chiar în fața bisericii din sat. Oamenii nu știu ce să mai creadă. Nu ar fi o minune, ci un blestem de care simt că nu mai scapă, iar specialiștii spun că vor analiza. E caldă, până acum a fost rece și acum e caldă. De ce? Nu mai e rece, de ce? De ce e caldă? Nimeni nu-i poate da un răspuns femeii. În apa de la Cișmea sunt mai multe grade ca afară. 14 grade. Dimineața are și 20 de grade. E chiar apa de la fântâna din fața bisericii transformată peste noapte în izvor termal. Însă după sutele de cutremure, nimeni nu mai crede că e o minune de la Dumnezeu, ci un semn rău. Acum s-a pus fiartă. Fiartă? Da, chiar fierbinte. Încă un fenomen care nu ne dă nimeni niciun răspuns. S-a îmbrăsat și era aproape de fript, mă spun. Miroase solea, că adierul. Are mai gust, mai bun caracchiu? Va fi. No, E la fiană! Fac haz de necaz. În adâncuri, la izvoarele, pământul parcă dă din nou un clocot. Oamenii spun că au auzit iarăși un vuiet ciudat, iar apa caldă le dă fior reci. Păi semn cu ceea ce ne-a zguduit. Asta e semnul. Fugim de moarte până într-o zi. E un caz neobișnuit. Om vedeat, să vedem ce să spună cei de la DSV. Ca și în cazul celor 300 de cutremure, specialiștii de la Institutul de Fizică a Pământului spun că nu e motiv de îngrijorare. Le-am dat următoarea sugestie. Să cumpere un termometru pentru apă și să ia temperatura apei câteva zile la rând, să vadă dacă depășește, eu știu, 22-23 de grade. O comisie de la Direcția de Sănătate Publică, dar și o echipă de geologi vor veni să investigheze noul fenomen straniu de la izvoarele.